Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție România Votează. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, se află ca invitat doamna profesor Nadejda Angel, președinta Asociației Pro Basarabia și Bucovina, și domnul inginer Dorin Antal, candidat al Partidului Mișcarea Populară, poziția 1 în Senatul României. Bună ziua și bine ați venit la Roman 24, stimați invitați. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim frumos pentru invitație. Iată că ne întâlnim aici în platoul emisiunii cu reprezentantul partidului care are ca prim proiect de țară, pentru că în aceste platforme electorale pentru alegerile din 11 decembrie, fiecare formațiune politică și-a propus un proiect de țară. Partidul Mișcarea Populară are ca proiect de țară unirea, am să fiu foarte atentă de data asta să nu mai greșesc, unirea Basarabiei și Bucovinei cu patria mamă. Nimic mai... O să mă corectez un pic. După aceea, Republica Moldova cu România. Așa. Noi zicem de teritoriul fostei Basarabii, din punct de vedere Basarabia și Bucovina, că doar nu o să lăsăm Bucovina în afară, dar aici este o altă discuție. Vreau să spun că am fixat această emisiune, din păcate, pentru că așa s-a nimerit, după eșecul alegerilor de la Chișinău, unde, în ciuda eforturilor pe care le-au făcut miile de moldoveni aflați peste patrie, care își doreau o orientare a Republicii Moldova spre Uniunea Europeană, iată că a învins candidatul apropiat de Rusia, eu i-ar zice țaristă. Dați-mi voie să te rog. Încep eu. Din punct de vedere al nostru, al Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina, noi am învins. Noi, mă refer aici la cetățenii Republicii Moldova, care se află peste hotare, și nu numai, cei care își doresc o evoluție a întregului neam spre Uniunea Europeană. Noi am spus că noi am învins pentru că de la 28% cât aveam, uite că am crescut la 48%, și asta nu poate fi decât o învingere. Și ca să fiu așa subtilă, și cât s-au mai pierdut pe drum câteva procente, cu siguranță noi suntem învingători. Știam și eram sigur, pentru că rusul, așa cum este el, a făcut-o posibilă ca să fie el cel care a învins. Dar nu, noi suntem învingători, chiar dacă legal, sau nu știu cum să-i zic, a încercat Dodon să fie prim acolo, Maia Sandu cu siguranță este învingător. Domnule Antal, cum ați primit eșecul acesta? Pentru că efectiv nimeni nu și-a pus problema că nu vor învinge miile de basarabeni aflați în diaspora, care ați văzut că au votat. Dar acolo am văzut că au fost și mari nereguli, acea limitare a numărului de voturi pe fiecare secție de votare, care a împiedicat votul a mai mult de 3.000 de basarabeni, și mii de basarabeni au rămas fără posibilitatea de a vota. Parcă mi se pare o reeditare a ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 2014, tot în diaspora. N-aș vrea să ne întoarcem în anul 2014, rămânem în 2016. Partidul Mișcarea Populară, prin liderul nostru, președintele Traian Băsescu, care, apropo, folosesc acest prilej pentru a anunța pe romașcani și pe toți nemțenii că ne face o deosebită plăcere să-l avem între noi sâmbătă, 19 noiembrie 2016, la ora 16, în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor. Ne vom putea bucura de prezența dânsului, care este o prezență întotdeauna foarte activă și ne întărește convingerea că facem exact ceea ce trebuie și ceea ce așteaptă oamenii. Deci, invit pe toți romașcanii,
care sunt băsiști sau iubitori de PMP să ni se alăture la acest eveniment deosebit. Sunt sigur că în discursul domniei sale va atinge și acest absolut obiectiv. Absolut. Revin la întrebarea mea. Cum ați primit dumneavoastră? Deci rămânem la anul 2016, am făcut o paranteză și noi, Partidul Mișcarea Populară, considerăm că nu este un eșec. Este doar o luptă pe care... De etapă? Da, pe care noi am pierdut-o, dar războiul este aproape câștigat. Noi spunem că nu suntem în cor cu cei care spun 1 decembrie 2018, ni se pare un pic cam scurt timpul și irealizabil, și discutam cu doamna profesor acum câteva zile în urmă, că mai devreme sau mai târziu acest lucru se va întâmpla, pentru că s-a pornit din anii 90, să zicem, când de la acel pod de flori și când noi am trecut de la etapa socialismului la capitalism și am putut să ne exprimăm liber, încet, încet s-a plecat de la un procent de 3%, doamna profesor, da, intenția de unire 3,5%. Era 3,5%, am ajuns acum la pro-vest, la oameni care sunt deschiși spre Uniunea Europeană, spre vest, la 48% aproape, dar eu nu consider asta un eșec, consider doar o mică luptă pierdută. Doamnă profesoară Nadejda, haideți să refacem un pic tabloul acestor alegeri. În prima parte a cursei electorale ați fost la vot și în prima parte, am fost, da? Chiar la cursă. Așa. Spuneți-mi ce s-a întâmplat în prima, după aceea cum, spre uimirea analiștilor politici, a învins pro-europeana Ludmila Sandu și care a intrat în competiție cu actualul președinte al Republicii Moldova, pro-rusul. Ați analizat aceste alegeri în cadrul asociațiilor? V-ați sfătuit românii aflați dincoace de malurile Prutului despre ceea ce s-a întâmplat de fapt acolo? N-au putut ei fura cât ați votat dumneavoastră sau invers? Acum nu știu dacă aș putea să vorbesc eu, sunt prea mică ca să spun că s-a furat sau nu știu ce. Noi am încercat să demarăm această luptă, aș putea spune eu, cu mafia rusească, pentru că Dodon, trebuie să recunoaștem, este într-un punct acolo unde nu poate fi decât cel care vine și ne calcă pe creștet, așa cum au făcut de fiecare dată cei din Rusia. Noi, așa cum ați spus și dumneavoastră, cei plecați din Republica Moldova, am încercat și ne-am mobilizat, am făcut tot posibilul pentru ca Maia Sandu să ne susțină în ideea de a fi o țară cu idealuri europene, o țară liberă, o țară în care să poată tot cetățeanul să circule fără prea multe stopuri de astea cu vize, cu cum le-am avut până restricții. De asta ne dorim foarte mult ca să continuăm acest parcurs, să nu rămână, știți foarte bine că Republica Moldova are un acord cu Uniunea Europeană, vrem ca acest acord să continue, să nu rămână sau să ne-l impună Dodon să-l oprească, așa că nu știu neapărat dacă noi am făcut un parcurs, ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, ce a ținut de noi personal, noi am făcut tot posibilul ca Maia Sandu să devină președinte. Domnule inginer Antal, știm că Traian Băsescu a obținut recent și cetățenia moldovenească și chiar în ziua votului, eu nu știu, n-am reținut dacă a participat, când am urmărit atât de bine. Sigur, a participat. Nu, la turul 2, convins. Vorbim la turul 1, el a votat în turul 1 sau nu, de pe? Nu avea, nu primise încă acte. Da. Deci este cetățean... Este și cetățean al Republicii, da, Moldova, și a ținut o promisiune mai veche pe care a făcut-o și imediat după ce a terminat al doilea mandat, a cerut cetățenia Republicii Moldova și a obținut-o.
Din câte am văzut eu, nu doar din declarațiile acestea de făcute la televizor, dar Partidul Mișcarea Populară a analizat situația acestor alegeri și ce s-a întâmplat la Chișinău și și-a exprimat nemulțumirea față de ceea ce s-a întâmplat, cu toate că vreau să văd că sunteți optimiști. Absolut, noi suntem într-o notă optimistă în continuare. Președintele Băsescu, prin noi, prin Mișcarea Populară, își continuă acest proiect pe care îl are de foarte mult timp, unirea României cu Republica Moldova, dar, cum spunea dumnealui, aceasta trebuie să fie voința cetățenilor de partea cealaltă a Prutului. Deci, în urma unui referendum ar trebui să obțină 50% plus 1, cum se spune, ca atunci să putem să începem toate demersurile pentru a realiza această unire. Nu putem să o facem din voința noastră. Am mulți prieteni basarabeni, vă spuneam în emisiunile trecute, care, când le este mai greu, îmi reproșează mie și poporului român că noi nu i-am ajutat. Noi nu putem să-i ajutăm decât dacă ei vor și ne-o cer. Și ca să ne-o ceară, ar trebui să aibă un referendum, să aibă peste 50% referendum da pentru unirea cu România, da pentru Uniunea Europeană, și atunci putem începe demersurile. Numai că acolo, cum am scris și pe pagina mea de Facebook, Dorin Antal, cum am vorbit și în alte emisiuni, este o problemă, este acea nostalgie a trecutului, în care bătrânii spun, și doamna profesor știe, naș sovietski saiuz. Deci cum unii bătrâni la noi spun acum, ce bine era pe timpul lui Ceaușescu, că aveam locuri de muncă, că nu trebuia să te duci în altă țară să muncești, că nostalgie din astea ale trecutului, așa sunt și acolo în Republica Moldova și greu de schimbat, dar totuși suntem pe un trend ascendent. Da, și o să vă mai rog o secundă, un minut să-mi dați, ca să vă și explic un pic din istorie de ce se întâmplă lucrurile astea. Începând încă de la 1812, când Imperiul Țarist preia de sub tutelă otomană Gubernia și Basarabia, începe ușor, ușor o rusificare a populației de acolo. La început Imperiul... Chiar uneori agresivă. Agresivă. La început Imperiul Țarist, ca să-i liniștească pe basarabeni, doar îi infometa, doar îi lipsea de... îi lua elitele intelectuale de acolo. Siberia. La început. Nu. Eu vorbesc cu 1812. Urmează a doua perioadă foarte, foarte grea. Deci și Basarabia sunește cu România, la 1 decembrie facem România Mare, există o perioadă în care basarabenii o duc foarte bine, până în 1940, când este odiosul pact Ribbentrop-Molotov și se duc din nou la ruși. Vine România prin celebru îndemn, vă ordon, treceți Prutul, câștigăm Basarabia, mergem la Cotul Donului, suntem întorși de acolo, știm toată povestea, vin înapoi rușii peste Basarabia, de data asta pentru o perioadă mult mai lungă. Zicând și începe, că ei salvează. Da, zicând că ei sunt salvatorii de sub marea subjugare pe care le-a dădus România, și urmează o perioadă abia acum agresivă, când se face o rusificare forțată, efectiv, fizică, basarabenii sunt trimiși în Siberia, deportați în locuri inimaginabil de trăit și sunt aduși ruși și alte popoare, nu neapărat ruși, chiar și tot felul de nații, doar atât încât să le distrugă basarabenilor originea românească, da, este din 45 începe adevărata rusificare forțată prin înfometare, prin interzicerea de a folosi limba română, da, prin alfabet chirilic, limbă schimbată, obligatorie, dacă vrei să intri în învățământ, trebuia să vorbești numai limba de stat, care era limba rusă, și sunt tratați așa încât au rămas cu o limbă românească arhaică, da, ei n-au mai putut să-și mai învățească. Savuroasă, dar vedeți că ei, eu când mergeam în 1990 în Basarabia, tinerii spuneau că dacă vorbești basarabenești, moldovenești, românești, ești în cult. E adevărat?
Ei se credeau mai trendy, dacă vorbesc rusește, decât, și de-aia au folosit războiul din 1990, când Transnistria, Dubăsari, Tiraspol și toată politica. Pe timpul emisiunii noastre știți foarte bine că e limitat, m-ar interesa un pic să ne întoarcem la contextul geopolitic. N-am văzut, din păcate, așa cum am remarcat eu într-o știre în care discutam cu doamna Nadejda chiar duminică despre modul entuziast în care au participat basarabenii romașcani și cei de la Piatra Neamț sprijiniți la piatra de partidul Mișcarea Populară să ajungă acolo, iar la Roman de primărie. Și deziluzia pe care au trăit-o după aceea. Urmăream comunicatele care au venit de duminică încoace și când toată lumea și mai ales Maia Sandu a acuzat grave nereguli, în special în diaspora, cu acea lege aberantă de a limita la 3.000 numărul de buletine de vot, când tu știai foarte bine că și în primul tur de scrutin fuseseră mai mulți la urne. Dar eu spuneam că n-am văzut țările occidentale așa să se depeste cap și să recunoască că acolo au fost nereguli. Toată lumea a spus, Germania, Anglia, toată Uniunea Europeană, ca să nu se pună rău cu tata Putin, au spus că lucrurile au fost în regulă. Chiar a existat și un comunicat al ambasadei Basarabiei la București și în toate țările occidentale, care a spus că tot a fost în regulă. Da, comunicatul de care spuneți dumneavoastră l-am citit și eu. Evident, s-a văzut foarte clar că este scris de către Putin, de către Dodon. Neregulile au fost, cu siguranță. Ei s-au bazat pe faptul că așa este legea. Adică nu aveau voie să pună decât 3.000 de buletine de vot, pentru că anterior, la alegerile anterioare, nu s-au prezentat mai mult de atât. Ne referim la primul tur de scrutin sau la alegerile? La alegerile ei s-au bazat pe alegerile care au mai fost. Și de asta au, nu știu dacă dumneavoastră ați spus că să nu se pună cu Putin. Nu cred că Germaniei e frică acum de Putin. Dar, da, nici nu vrea să tulbure apele în zona. Na, așa cum spunea la un moment dat, discutam și cu domnul Antal, au lui Putin, are și el aliații lui, China, poate să facă anumite situații, India, toate țările astea care sunt comuniste, dar probabil nu mai vor să se mai bage ceilalți în acest, nu știu, troca Rusiei cu alte țări. Părerea mea personală este, vorbind de același subiect, este că suntem în secolul 21 și există, fiecare țară are independența ei, nu pot să fie, chiar dacă am păreri diferite, țara respectivă este suverană să facă, și atâta timp cât nu există nereguli foarte mari, așa, oriunde în lume mai sunt mici incidente, mai sunt lipsuri în organizare și așa mai departe. Vorbim la momentul ăsta discuții, dacă vreți să-i spunem așa, pentru că ieri tocmai Ambasada Statelor Unite din Republica Moldova a recunoscut ca președinte, deci că sunt alegeri, au fost alegerile corecte, cu mici probleme. Am văzut și reprezentantul OSCE-ului, iar că a spus că n-au fost mari nereguli. Dacă au spus și ai rușilor și au spus și ai americanilor că n-au fost nereguli mari și că nu există motive întemeiate ca să anuleze al doilea tur de scrutin, Igor Dodon este președinte, basarabenii s-au căpătat cu el, fie că l-au vrut, fie că nu l-au vrut, este președintele lor următorii minim 4 ani, da? Sau următorii maxim 4 ani. Mă intrigă faptul că ieri a ieșit pe principalele canale de comunicare din Republica Moldova și a spus că admiră pe ruși pentru că au ajuns acum la un
model de cetățean care își iubește patria extraordinar de bine și laudă fantastic pe Putin că este un conducător nemaipomenit. Asta probabil îi mulțumește lui Putin că l-a invitat la Moscova în mod oficial, ceea ce pentru un conducător al statului a Republicii Moldova este o mare onoare, îmi imaginez, și iese cu niște declarații foarte belicoase în care spune că își dorește tare mult ca poporul moldovean să fie la fel de mândru ca poporul rus de conducătorul și de țara lor, nu cum se întâmplă acum în Republica Moldova, o parte vor să unească cu România și o parte vor în Uniunea Europeană și sunt divizați ca popor și las că o să vină el și o să-i înveți mândria rusească și să nu mai fie basarabeni așa și în stânga și în dreapta, să meargă toți după o viziune. Deci sunt declarații de ieri, sunt stupefiante după părerea mea. Câte asociații pro-Basarabia și Bucovina sunt pe teritoriul României și în străinătate și ce înțeleg acestea să facă dincolo de aceste mișcări culturale, dincolo de aniversarea în fiecare an a momentului istoric de unificare a Basarabiei cu țara mama? Asociația culturală pro-Basarabia și Bucovina este una singură la nivel național, iar în localități, în orașele din România avem filiale care sunt în număr de 16. Aș enumera câteva doar în zona Moldovei, Iași, Piatra, Neamț, Roman, Huș, Vaslui, Bacău, Onești. Ce facem, nu neapărat doar la nivel de activități culturale, de-a lungul anilor, timp de 6 ani, unde sunt președintele filialei de la Roman, am inițiat diferite activități prin care am apropiat românii de aici și românii de dincolo de Prut, prin vizite, prin donații de carte, pentru că știm foarte bine că nu au, la momentul acum câțiva ani, nu aveau chiar deloc carte cu caracter latin, toate erau în grafie chirilică. Am împrietenit oameni care se vizitează acum foarte mult, apropo de podul de flori de care spunea domnul inginer. Am adus tineri încoace, liceieni, care și în momentul ăsta se vizitează, merg unii la alții. Asta este activitatea asociației și ne mândrim cu ceea ce facem și nu ne oprim aici, nu considerăm o înfrângere ce a fost cu alegerile, nu ne oprim, suntem aproape în vârful muntelui, cu siguranță o să-l traversăm cu drag. După opinia mea, este clar că s-a pierdut acel moment al podului de flori. În care fază a relației Republicii Moldova cu România ne aflăm acum? Cam pe teritoriul României, cam câți cetățeni basarabeni trăiesc? Eu nu știu, doar ce am citit din... Am înțeles că sunt 22.000, nu știu dacă sunt atât de mulți. În primul tur de scrutin am mers 8.000 la vot. În al doilea, cred că s-a ajuns până la 20.000. Deci doar 2.000 ne-au răspuns. Asta am citit eu din presă, nu pot să spun că ceva oficial, din ce știu eu, doar atât. Cu siguranță cei care sunt stabiliți aici în România își doresc un parcurs european ca să ajungem la o unire, măcar, nu știu dacă va fi o unire de aia cu o țară întreagă, dar măcar spre Uniunea Europeană cu siguranță va fi un câștig atât pentru cei din Republica Moldova cât, nu știu dacă cei din România, dar oamenii, cetățenii din Republica Moldova cu siguranță vor fi încântați, tinerii mai ales, și aici vorbesc de tineri. Domnule inginer Antal, dincolo de acest ajutor pe care îl dă România, ajutor, ne referim la ajutor împrumut, nu știu însă dacă acest împrumut, mi se pare că e nerambursabil. Nerambursabil, aici vă spun, da? Și eu sigur. Ce valoare are el împrumutul? Mi se pare că el a fost dat chiar în timpul guvernului, cât era la Cotroceni președintele. Discuția eu am pierdut-o, știu, în momentul respectiv era 100 de milioane de euro, doar acel proiect
care urma să se deruleze, care erau schimb cultural, învățământ, gazoductul. Eu știam de 125, dacă dumneavoastră... Eu 100 știam din 2014, chiar sfârșitul 2013, începutul 2014 știu că... Și după aia s-a schimbat guvernul... Tehnocrat? Nu știu cum a venit pauza aia, chiar am uitat chestia asta, dar discuția se purta. Dar noi vorbim de la începutul anilor 90 până acum, din câte am înțeles, este vorba de peste 350 de milioane de euro pe care noi am trimis în Republica Moldova nerambursabil. Și trebuie să amintim, îmi cer scuze, și de bursele care vin anual și sunt mii de burse ale tinerilor. Peste 5.500 de burse. Atât ele pentru elevi, cât și pentru studenți. Elevii trebuie specificat că nu plătesc căminele, da, au doar mâncare, deci au un avantaj foarte mare. Și trebuie pus și lucrurile astea la... Nu numai... Și astea lucruri care au fost inițiate tot de președinte reacția mi s-a părut a guvernului de la București, mi s-a părut destul de timidă în acest context internațional. Singura afirmație pe care a făcut-o guvernul Cioloș a fost aceea că acest ajutor va continua. Mai avem doar 3 minute, domnule Antal, așa că o să vă rog să revenim din nou la programul președintului Băsescu la Roman și în județul Neamț cu câteva detalii. Deci întâlnirea o să înceapă la ora 16 la Casa de Cultura Sindicatelor din Roman. Sala va fi arhiplină, 600 de locuri pe scaune. Avem protecția asigurată de jandarmerie, poliție și ISU pentru a preîntâmpina orice nereguli. Vor fi câțiva oaspeți, pe lângă președintele Băsescu, câțiva oaspeți de la București, nu o să-i nominalizez acum. O să fie o atmosferă înflăcărată. Las pe colega noastră de emisiune să-și pun ultimul cuvânt și la sfârșit o să mă adresez 30 de secunde telespectatorilor dumneavoastră. Da, eu vreau să închei cu faptul că noi suntem optimiști, chiar dacă, așa cum a spus și domnul inginer, a fost pierdut doar un meci, dar războiul încă mai continuă. Suntem mândri că suntem la un sondaj atât de mare, la 48%. Cu siguranță vom ajunge și noi în Uniunea Europeană. Mulțumesc că mi-ați permis să închei eu. Mulțumesc frumos. O să mă adresez românilor basarabeni, dragi români basarabeni, oriunde v-ați afla în lumea asta, veniți alături de Partidul Mișcarea Populară. Suntem singurul partid din România care ne-am asumat acest proiect de țară, unirea cu Republica Moldova, și vă promitem că în foarte scurt timp acest lucru se va realiza. Lămuriți-mă un pic, v-am întrerupt de la final. Deci cetățenii basarabeni votează pentru alegerile noastre parlamentare? Am spus dragi români basarabeni, care și-au recăpătat cetățenia română care le-a fost smulsă abuziv bunicilor. Absolut, am spus români basarabeni. Cam cât sunt în situația asta? Tot de ordinul miilor, cu siguranță, numai că majoritatea sau o parte din ei sunt plecați și în Uniunea Europeană, la muncă, că de asta mare ce parte. Deputat veți avea, ce parlamentar veți avea pentru diaspora, nu? Cel pentru diaspora se va ocupa și de Republica Moldova? Absolut, noi suntem singurul partid din România care am ales candidații din diaspora, oameni care locuiesc în diaspora, și mă refer încă o dată la românii basarabeni, veniți alături de noi, am încă un motiv în plus. Cel mai drag lider unionist al dumneavoastră de la Chișinău, Costică Codreanu, cum îi spunem noi, este numărul 1 pe lista Partidului Mișcarea Populară pentru alegerile din 11 decembrie. Vă așteptăm lângă noi. Stimați telespectatori, o emisiune extrem de interesantă. Îi mulțumim doamnei profesoare Nadejda Angel pentru prezența în emisiune. Mulțumim de asemenea domnului Dorin Antal. Și eu mulțumesc, doamnei profesor, mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru invitație. Și ne revedem la o nouă emisiune România Votează. O zi bună! La revedere!